Salut, bine v-am găsit la un episod de Farming Simulator 19. Suntem aici în direct cu dumneavoastră. Și astăzi mergem să tăiem niște iarbă. Facem paginea. Adunăm sfecla. Bun. Decultăm sfecla de zahăr. Și tot așa. Dacă ar cobori și volumul la trebuie. Așa, da. Da, hai să mergem în continuare. Așa, numai puțin. Deci. Sper că s-aude bine volumul. Toate alea, probăm, dar nu, asta e, să mai face remedie. Nu-i problemă. Bine, hai să mergem noi. Puteam să urcăm puțin, nu? Și volumul la ăsta, dar cred că este bine. Ia să vedem muncitorul, avem un muncitor acolo pe numărul 10, nu? Pe 10, da. Avem muncitor acolo care de scoate sfecla de zahăr. Plată salariu 395, poți ce dai cu 300 de euro. Hai să punem noi mașinuța asta să ne toace iarbă. Nu începem ca vreau da cine, nu? Au, frumos. Asta pe margine bănuiesc e prăfuită. Tipic cum e pe la noi, știi cum. Când mergi pe margine pe noi, e să ridică placă. Deci așa, într-o parte. Aha, da, e bine, bine. Ca să iau într-o parte, apoi facem așa. Pui, nu e așa. E atâtat, nu? Sper să nu s-aude tare volanul. Dacă s-aude, îmi pare rău. Ăla merge, merge atât, lucrătorul merge pe atât. Îi dăm un B și un V, nu? Nu, dar asta nu face. Nu, păi nu facem o linie, face, a, facem, da. A, păi poate n-aș, n-am cum, nu, a, nu. Merge modul să, nu, poate de. Ia, angajează, oprește, ridică, a, comută, nu, a, control. Ia, mă arăt numărul ăsta, ăla-i tate, asta vreau, perfect. Vezi, o dragă venim acum. Vreau să vă adun, că dacă nu, ea trebuie și eu. Nu știu cum fi la ala. Bine, să facem o brază și să adunăm brazele. Și nu vreau. Stau așa, vin cu remorca frumos, fac de bine, am cumpărat biogazul, mergem la biogaz după aia. Acolo ne sunt zilogurile, îi băgăm frumos ca băieții. Hai până stradă. Când cumperi, dar la oaz, acum când îți cumperi, exemplu, câmpul ăsta numărul 9, tot gândesc că totul cu acea fuzătărie. Nu știu cum am cazat de pe aici, cu dai, pe o, ce faci, mai ai putere? Că mă, la deamnă, nu? Pui eu, mai pe pat faze, bagă-mă, mare, mă. Nu, pe om. Hai, mă, pe dreapta, mai pe dreapta, mai pe dreapta, ca să te mai frumos ca băieță. Ale, da. Ia-mă, de interior. N-ai de interior, tine așa. Îmi dau puțină viteză. Câtă coastă e de oameni. Așa, duce după aia, punem, facem siluăț la băcuțe. Și îl vindem multe timp, pentru că mai avem 521.000 și cred că 1.500.000, 2 milioane de împrumut bancar, ceea ce nu-mi place deloc. Da, suntem aici, suntem live, jucăm online. Vezi cum rămâne iarba aici? Deci e iarba, după aia mai are un, o textură, nu știu textură aia altă, care dau numără din ele aia. Ia, dacă e mult alau, tai și rapița asta, nu? Ce zici? Nu tai? Da? Ia, dăm la părerea. Nu. Vezi? Asta îmi place la farming. Deci e bine. Înțeleg tu? În viața reală, dacă bate cu scoare, nu tai ce cu scoare, duci cu coasa la vedeai. Dă-o mamei, până la urmă t-ai ieșit.
Copăcei aia mici care este mai. Nu fără, nu îmi place, dar nu că nu îmi place. Am zis așa, că doamnă pe așa. Dă un apoi, hai că nu-mi tare. Ăla are rezervor plin. Rezervor, zice, nu depozit, nu rezervor. O remorcă, nu era rezervor. Bine. Hai până acum, cred că mai auzit de tonul de sfeclă. Chiar nu știu preț are de la sau cum se pare în oraș. Tot ce viteză are la vale, vezi? Mm-hmm. Ce zici? Tot ce o să are mulți caitat. Trebuie să mai văd. Trebuie să-i bărnă. Ce dacă îi aduc un TV concurs pe asta muncă? Ăla, ia, la patru, da. Face frumos. Hai da, hai da, hai că poți. Hai, nu-i pe vraznică. Mi-a luat la vă pușoi. Dă-i tare. Da. A, ăla gata cu rezervorul. Da, ce-am să mă duc să-l descarc pe prietenaș. Vezi, mă. Uuu, tata, ăsta trebuie să-l duc în bază, mă duc, hai să-l punem în bază. Că luăm pătea de pe tot ăla. Îl punem în bază aici. Așa, până atunci, că dacă nu, ăla acum încarcă 400 de tone, o să descarcă un sfert și aduce de aici, că am cumpărat și... să zicem depozitul sau ce drept zicem, nava asta. Acelea. Deci când trece trenul pe aici pe gara, e ce taxă? Mie nu e gara, mă rog. Marfalo. Să zicem așa, Marfalo trebuie să plească. Deci are un rezervor prim, a zis cu cereale. Wow, cu cereale. Nu, ce faci, mă? Da. Ăla-i ușor. Și am plecat. Hai să o luăm pe drum ca la mine, pe țara. Nu că n-aș fi la țară. Da. Să nu fim țărași. Așa ușor. Ăla-i tati. Băgăm una mică. Hai ușor. Și am plecat. După aia îmi iau case-ul și începe să adună mea bunii pătitele. Cred că să pun lucrătorul sau nu ăla, că fac chema nu ăla. Lucrătorul cere mult după aia. Cere mult bani. Dar la bănuiesc mai rău un depozit și cam atât, nu? Ușor. Dar trebuie să vedem din exterior, că dacă nu, se logă să remont la primul înaltă de bracul ăsta. Nu mă pui ce, e prea departe, cred că acum, ups, alright. Ale tati. Ale păpușică. Așteptăm să-l și descărcăm, dar după aia mai nu mă tură, cred că. Da, am scăpat mai multe. Ale. Textura e la pe cam 17, deci când se descarcă la fel și după aia o poză aici. Pântită și salvare roasă. Da, ceau, bau. Da. Hai de la volan, ne place mult mai mult. Și o luăm frumos. Pe drum. Aici trebuie să iau un rol din ăla. Da. Să fac un drum aici între câmpuri, că... Deci, nici nu vreau să pun modul de a destruge plănți, că după aia... Băieții la Giannis au făcut în așa fel că numărul 10 combina tractoare, întoarce numărul 11 și dacă le punem în modul ăla, îmi distrug terenul. Ușor, nebunule, ușor că sărim. Trezim pe aia că pășim de tren pe acolo. Ușor, ale. Și descărcăm. Și am mai uităm aici la fermă, la Ovidiu. Să vedem ce se întâmplă aici la Ovidiu.com. Unde se fie cluța? Aici.
Deci avem programa 860, perfect. Ba, dar ce preț are. E bine. Mă pot duce prea mult. Hai să luăm pe aici pe margine. Nu luăm, o luăm pe liniile ferate sau? Hai o luăm pe lângă. Nu te mai întrebi și pe aia. Mă arunca în aer. Așa, următorul vreau să fac bani. Să cumpăr numărul 7, terenul, cred că numărul 7 era. Dar vreau să cumpăr pe ăla. Asta luăm pe mai facilea. Ep. Și lăsăm acă. Acă și cu... Ai, ai, tati. Frumos. Pac. Au, premotorul. Și ne întoarcem la... Vedeși, mă. Right. Uite, am un enter. Nu? E pornită ta treaba? Nu. De ce, mă, pui? Nu, este. Nu, 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 nu. Nu te bă, nu te. Hai cobor jos. Ala-i tati. Haide, ala-i tati. Ala-i, mă. Da, ram, pam, pam, tati pe aia. Mă, timpul-i dat pe unul și tot mi se pare. Am 14 ore jucate. Joc. Pe timp normal. Și am plecat și zic că am 24 de minute asta. Da, pe bute. Da. Cum? Asta e farmă. Nu știu. Mi-e place. Nu știu dacă poate, dacă activezi modul ăla de a distruge pânțele, poate? Poate? Ar tăia iarba, dar cred că trebuie acolo și făcută de asta, cred că poate așa. Deci trebuie să tăia tot cu scheții, că tăia iarba. Am bine. E bine și așa. Sunt curios oare cam câte iarba am venit pe terenul până ori nou. Sper să-mi scot banii cu el. Bă, prețul nu sunt așa elevate acum la, la câmpul. Cum era, cum sunt cu înșapte. Și înșapte erau foarte scumpe. Dar... Nici nu știu cât trebuie să joci ca să recuperezi banii pe aceste câmpuri. De cumpărat, hai când ai vins, una, alta, la... După aia când faci împrumut de asta, dar n-ai faci împrumut, n-ai putea să le cumperi. Păi cum cum sabonul el la servințe din calea, dar după aia de să duci. S-a băscut pe aici. Oare, ia tot. Tot, tot, nu va și nu. Am ceva ce merge pe mine. Am niște brazi de merg chiar foarte drept, nu? Nu se pare mie. Hai să ținem așa pe țământ, că pe noi putem avea de poate, la următoare o să ne dăm drept. Cred. Ușor. Ep, gata, da. Gata, da. Nu? Mai nu putem? Hai, stăm toată. Ok, cred. Da, astăzi a actualizat la versiunea 1.1.3, poți să cred? Da. N-am citit, n-ați văzut ce aduce nou. Pentru că volanul... Volanul de fapt nu mi-a făcut bine, nu? Nu. Nu, volanul am... Aaa! Dar că ajutat problema cu volanul în multiplayer, da. Asta da.
până acum n-am jucat cu volanul, pentru că de asta n-am jucat până acum online. Câte pe era, adică volanul îmi fac cu live acum. Deoarece volanul nu mergea. De asta a fost una problemă, se mișcă foarte, asta da, îmi place, la farming că se mișcă foarte repede din chestiile astea. Că se joacă modernă. Ușurer, hai dat, o luăm așa, da. Adică, mergi, am mergi cu hai că poți, hai că poți. Încă la toate proiecte, da, hai că e pare mic, dar e mare și că importa cu pe ea la fie, nu? A, ce pe deamă, că mai ești pe la pe acolo? Hello? A, da, tu pe acolo. Așa, da, așa, da, ce ești? Că nu știu de mai iarba, că pe de mai iarba. A, tu pe acolo, care iarba, da, nu? A, ce mai indica? Punem la urmă de lucru. Nu știu să ajung la urmă. Hai să punem încă părăi. Să continui. Ăla e Barozani, vezi? Omul se îndreaptă singur și face brad de lui, ne-am putea lucru nici. Ia de la cum îmi place? Uite, m-a căținit cum pune sau duce până la urmă. Boss piesă. Hai, că te-ai mai sentit. Deci ce facem? Trebuie să-ți facă capetele. Cam bine. Unde stai aici? Ia vedea asta cu asta. Cum stai mă, tati, 32 de tăi. Vezi multul acesta, activizez ce stai mai devine. În cazul sau și dacă activez modul ăla de a distruge planta, plantele, sau sticăuari, o să probăm. Asta mă duc pe sistemul lui, foarte bine. Eu m-am dus pe stânga, ți-am spus data în 5 minute de altă termină. Da, exemplu. Așa, hai să descuplăm chestia asta mică. Pornim motorul. Deci luăm aviatorul. Deci unde nu mai am? Nu știu? Cred că era la animalele aia acolo. Crone. Dar e măcar de mânat fân, paie, iarbă. De un rezervor plin. Da, deci m-am avertizat prima oară, mai are câteva toate, că e la 40. Ia ușor. Gale, bag mai. Pom, pom, hai ce-i mă? Eu zic că aici o avem. Aia acolo, da, bravo. Perfect, am zis, să fie și goală, nu? Și ne ducem la biogaz. Biogaz. Avem. Păi, ce-ai făcut, mă? Nu știu cum am zis pe asta. Nu. Era bine acum am încadrat prima oară. Cine ați văzut când am uitat ăsta? Acolo de stat. Ăla e pe, e goală. Da. Am plecat. Hai să mergem ușor, frumos. Vrem să facem serios, cu gras mai e un graș de vaci. Că dacă nu ai activitate, te plictisești. Cam asta e interesul și rostul la farming. Mereu să ai activitate. Nu, dacă te mulțumești cu două terenuri și aia, nu, și până la urmă, și cred că următoarea mapă, dacă o să încep, o să bagi niște bani. Așa, din burtic, înainte să încep, salvezi mapa, după care o să-mi bag niște milioane. De ce? În 19 m-am jucat în multe hărți, dar sincer să zic, cam mereu cu aceleași utilaje. Niciodată nu mi-am luat un utilaj scump, n-am apucat. Adică joci, să zicem, anumite ori într-o hartă, după care dacă ți-ai cumpărat animale, ți-ai cumpărat terenuri,
Că aia faci cu tragerii care ți de aici. Mediu, să zicem. Mediu, da. După care, când ai terminat să ai toate activitățile astea, te plictisești, apare altă hartă, mai mișto, miștoacă, spui, mamă, ce hartă miștoacă a apărut. Și începi să joci pe respectiva hartă, harta nouă, iar începi același film. Aceleași utilaje, aceleași chestii, iar n-a pus să-i utilajele scumpire, pentru că mereu trebuie bani, faci bani să iei animale, faci bani să cumpere alt teren și tot așa. Când ajungi la utilaje, deja te schimbat iar de hartă. Nu, acum încep harta, dau save, pac, desalvăm. Partida, am intrat în folder, i-am băgat acolo 2 milioane, mi-am cumpărat utilajele și după care fac bani din teren și animale. Și îmi pun utilajele care și cum ar veni respectiva hartă cu utilajele alea scumpe și care bani. Cred că nu vă rog, stai 20 de ore ca să umbli cu același starter case, cum e cazul ăsta, care prin la începutul cărții. Păi băiatule, nu se poate amă că te-a. Dar nu mă duc eu. Ies cu capul, nu? Ce caut aici vorbim? Dar ce caut aici? La shop? Ai. Deci cu capul puțin de zis. Nu? Ce zic? Este că e puțin de zis cu capul. Sunt cu fereastra. Nu cu capul. Bun. Hai să mergem înapoi. Acelea. Și întotdeauna înapoi, nu? Ce-ți face? Deci în loc să mă duc la câmpul numărul 10, am dus la shop. De ce? Nici idei. Asta e, vedem mai mult. Păpuiul cu tine nu prea face treabă, văd. Cred că am să le iau pe... Da, așa și facem, mergem. Poate acolo lângă noi și luăm pe... Am dat cum să nu stau acolo la altă. Te bag seama cu tine dacă mă apuc să pe dealul ăla să dorm iarbă. Mă prinde că tu gol mergi cu 16 la oră. Da. Am avut un John Deere, l-am avut închiriat. Eu nu știu ce a tatăl meu cu John Deere-ul, că l-a băgat, bine că era modul și în 17, dar nu prea l-am folosit, nu-mi place. Nu-mi place că... Nu-mi place. Da. Mă, suntem la jumătatea zilei și eu n-am călărit niciun cal. Am unul la 45-60%. Asta chiar, și asta e obositor, un stres, să ai cai. Am 4 cai, trebuie tot ziua călăriți, tot ziua pe am, trebuie să mă plimb cu calul, dar trebuia să iau, nu știu, să pună, dacă tot a pus cai și trebuia, a pus modul ăsta de a fi călărit toată ziua, am cașat un băiat. Ia tată, du-te primul în cai. Până la urmă, nu? Și chestia aia, nu e că ieși și dai să faci tura asta la fermă, cum ar fi fermele astea care le vedem în dreapta, ies pe aici pe asostea și mă duc pe partea alta, nu? Că crește greu, trebuie să alergi puțin cu el pe aici pe harta asta ca să... Nu, dar ce cu ăsta de mediu așa? Măi, tractorel. Ce cu tine, mă? Măi, dă-mă, mai greu, mă. Cât mai băie de grea. Nu că te duc acum, frumoșel, și te schimbă. Te schimbă, Jean, că văd că lagă 0. Hai că e problema, o mergem cu 30. Da, drumurile de țară le-a rezolvat, îmi plac. Texturile, iarba mică pe margine, că a mai fost călcată, a mai fost, e păfuită, nu crește. E bine, e bine. Da. Ușor, acelea. Lăsăm acelea pe ăsta. De aici trebuie să începem. Îi dăm așa un chiu, descuplăm. Și hai să-i schimb cu remorca, că transport bănesc că faci tu cu 50 de tone. Amigo! Ce tal, amigo? Ce haces acolo? Ce faci mai acolo? Ce haces acolo? Ce faci acolo? Mai ai mult?
Mai are două brațe, sper să-l facă pe tot. A, uite acolo, muntele alea, mă uitam pe hartă, l-am văzut când te uiți, când cumperi, mamă, zic că iar am făcut acolo, dar nu, e munte, e în deal acolo, e în deal amar. Da, hai să punem motorul de la tălul ăsta, ne schimbăm la puișorul ăsta la altul, iau zăcuțele toate. Hai, hop. E gol, prietenaș. Hai să mergem să încărcăm pe prietenul ăla. După care descuplăm. Descuplăm, agățăm, dezagățăm, ne agățăm, ne îmbărtăm, ne răsucim. Ușor. Mai în față, mai în față, nu? Care te la? Ăla cu beu, gata puiul. Deci mai era iarba, bățăm. Bine. Nu văd, dacă era între... Te vezi? Ăla cu... Ăla care... Putem să ne mișcăm pe atunci. Era așa, ăsta. Prietenașul ăsta? Măi, dar mai puteai să mai faci o brază puiul, ce ai pățit? Înțelegi dacă era, de exemplu, braza asta care a rămas? Dacă era, să zicem, între două câmpuri, care unul era meu, unul al vecinului, puteai spune că da. Toate câte câmpul meu putea să-l execute. Uite marfarul ăsta care se primit auzi, eu știi ce faci pe aici. Da, a făcut. Bun, hai să lăsăm aici pe prietena așa. Îi dăm frumos ăsta și mergem să adunăm iarba. Așa, vezi ce ziceam mai vreme. Multe terenuri, multă activitate. Baci, dar ori de oricum, dacă îți place jocul, ori baci, bagi ori că n-ai cum. Pe numărul 8 am pus bumbac. Bumbac, să vedem ce se întâmplă cu bumbacul, cât iese. Înțelegi? Câtă producție, ce a face, l-am făcut eu cu numărul 8, că nu prea. Ușor. Și vezi, și iarăși o problemă e, iarăși tăm modurile în 17 la aveam. Am uitat cum se spunea la modul ăla, dar cum era un mod genial care puteai să-ți vinzi propriul teren, să-l închiriezi, pe vecinul îl închiriai, pe nu știu câți bani, să supunem dacă e 100.000 terenul, cred că era 10.000 pe 50 de zile sau 40 de zile. Hai să facem mergi degeaba, hai să facem și treaba de timp. Care e dată? Hai, bă, cu 20 la oră nici nu îl simte. Vezi? Vorbim mafia. Părea că îmi premia case acum să muncească, mergeam cu 5 la vale. Și bănuiesc cu vreo 2-3 km la deal. Avem 6 tone. Bun. Bă, 6 tone, ne facem 10 la o brazdă. Ba. Ba, păi facem toată producție. Facem silici. Silos. Hai să nu arte mănâncă. Un pic, văd cât e frumos. Facem silos, îmi trebuie apă cu sare să stropim frumos, știi? Ușor e ăla. Ăla-i tată. Ăla-i. Vezi, ce mi-aș fi dorit și sper ca o vreun băiat care face modul să facă. Sistem de irigație, nu costă nimic. Bă, o frumusețe. Tot treci pe stradă, să auzi, pe soare, să vezi că irigă și pap, și pap. E genial. Genial ar fi. Bun. Bag de seamă, cam aici rămâne live-ul meu. Duc asta, nu duc asta de cantă la biogaz, mai am câteva minute. Da. Mă? E ce produc toată de iarnă în jucărie. Aia și vreau. Băgăm aici animale. Acum vreau, de asta vreau să văd silozul cam în cât timp fermentează, că vezi? Uite, dacă joci, de exemplu, o zi, pe hartă o zi, 12, zicem, 24 de ore, 12-24 de ore, cam pe acolo cresc plantele. Deci ar fi un an. Că semeni, dar nu poți să faci primăvară, toamnă, producție, faci odată pe grâu și ala e, în vară. Iar în schimb, acelea la animale, dacă ne ducem frumos, a, nu cred că nu mi-arată acum, nu mi-arată. Hai arată. Porfi, 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 unde mă, băcuțile acelea. Uite, ți-arată, de exemplu. 1000. Asta e producție, vezi?
Apariția următorului animal, spune frumos. 1180 de ore. Măi, nene, tu ești nebun? Tu ești nebun la cap. Deci, și sunt, da, sunt reale orele astea. Pentru că nu am cumpărat, am aceleași vaci. De când joc și joc 24 de ore pe harta asta, nu se mulțesc. Se mulțește. Pur și simplu. Mi-aș fi dorit, domnule, dacă a trecut un an, pac o văcuță la zi, la ai 10 vaci. Mă, nu pui fiecare vacă face câte un bițel. Dar 4, 5 văcuții, pam, pam. De producție faci, deci am trăirea câmpurile astea de 5 ori până acum și vacele mele încă la fel. Astea îmi fac odată la 15 ani. Vaci moderne și astea. Să mai faci ca și copiii. Începe să facă de la 40 încolo. Înțeleg, nu? Să facem ziua de azi. Și vacile, stai, tata, să fac 40 de ani și pe aia m-a putut de făcut ghiviței, ce dracu. Asta e. Hai mă, te umple. După asta o scară la biogaz. Frumos. Poate mă acolo să duci. Și iar cu fermele la fel, să le pui de... Nu știu. Pentru mine, băi, stort, să-ți cumperi un teren mare. Nu poți să le așezi oriunde. Eu mi-aș fi dorit ca în hărțile care vine, să vină fermele, nu să fii tu proprietar. Îți dorești, îți cumperi, tată. Îți cumperi. Faci un ASEO acolo, cu mai multe ferme, de livadă, de aia, de aia. Și îți cumperi pe părți, sau total. Nu e nicio problemă. Dar e bine și așa. Oricum, deci în 2 ani. 21, nu? 19, da, 21. 2021. Să mai spune multe. Între moduri, între toate, o să spune multe, multe, multe. Ia, pe aici erau pacile, nu? Cred, da. Pacile, pam, frumos. Hai să ieșim din exterior. Persoana 3. Alo, ale gos. Cum sunt dau? Pui. Și așa, apa acolo. De pe acolo, pe acolo. Și ori. Hai de la pericul de Da, îmi place textura, îmi place la iarbă. Cum arată remorcă frumos. Da, se cunoaște că se umple în față. Pleacă din față în spate. Iubi. Pacilea, da mă, pacilea. Și ușa de partea aia. Am mai prins cântăresc? Nu cred. Ia. Dar e despre chiar meu, nu? Asta. Asta e mă uită. Și ce l-am cumpărat. Eu zic că te cumpărăm mai de un mix. Da. Avem dacă nu mai șel aproape. Hai să mai să cerăm. 30%, 40? 30, 30, nu? 30, 30. 14, da. E mapă cumpărată. N-are puțin. Și o cumpărăm pe toată. Da, hai să intrăm aceea. Începem cu asta, nu? Da. Ce mare e toată, și ne la cap. Ia, sunt curios, se descarcă la același mod ca înainte? Da, vedea. Vedem aici unde? Să nu mergem, nu mergem. Deci, control I. Trebuie să stăm cu șapca ca pe vremuri. Ăla e boss. Merge. Păi până îl umplem pe ăsta, mâncate a tati. Avem treaba, avem treaba aici. Ăla e da, mă, cea frumos. Până acelea, că dacă umplem mult, după aceea sunt preșteri cum în față. Da. Cam asta e. Până acelea a fost tot. Eu sunt Ovidiu. V-am pupat. Vă pup dulce. Ceau, ceau.